Bună ziua, dragii mei, sunt Orotela cu etalarea pentru cei care s-au abonat acestui canal și pentru cei care au plăcerea să asculte din când în când măcar etalele pe care le aduc în fața voastră. De asta dată, ce vreau să fac, am zis că vreau să fac despre ce gândește el sau ea acum în această perioadă când voi doi sunteți separați. Suflete perechi, suflete gemene, flăcări gemene, ce vreți voi să fiți? Unii dintre voi, majoritatea, nu sunteți împreună cu persoana dragă sau lângă persoana dragă și vă întrebați oare se gândește la mine, cum se gândește la mine și încercăm să aflăm. Mi-am pus căștile, sunt curioasă cum se aude sunetul, dar înainte de a începe etalare, știți că aveți niște opțiuni. Inima, nu muzai de piatră, de sodalit. Un medalion din argint. Ia să mă dau eu mai aproape, ia. Vedeți? Unu, doi, trei și patru. Sper să se audă, da? Inima este primul număr. Medalionul de argint ca o lacrimă, numărul 2. Cele 13 zodii. Numărul 3, 3, 13 și numărul 4, cred că Aquamarine, dacă mi-aduc aminte bine, l-am primit cadou de la o persoană de treabă. De treabă. Haideți să vedem primul număr. Primul număr s-a oprit setul la Marele Preot. Poate asta să vă spună ceva, sper că se aude. Ia să-mi pun eu totuși microfonul, încerc să-l pun mai sus. Da, mi-am fixat microfonul mai sus. Sper să se audă sunetul cât de cât normal. Setul de cărți s-a oprit la Marele Preot. Poate să vă spună ceva, poate este vorba despre cineva în zodia taurului sau cu marcaj puternic în zodia taurului. Eventual, un taur în legătură cu un semn de aer, dar aici semnul de aer arată a conflicte. Da, e clar că o căsătorie pentru unii dintre voi. Probabil căsătoria aceasta vă ține departe de altă persoană spirituală sau cu căutări spirituale, ca și voi, eventual, că Marele Preot caută spiritual, chiar dacă are alt stil de a căuta. Aici, persoana respectivă, care nu cred că e în căsătorie, abordează spiritualitatea dintr-o altă perspectivă, mai relaxată. Marele Preot sau, să zicem, persoana cu marcaj pe taur, caută spiritualitatea din perspectiva tradițională. Dar este clar că este vorba de o căsătorie și poți să ai posibil această căsătorie. Ia uite și văd și împărăteasa, taur, balanță. E o căsătorie care creează conflicte și care vă ține separați. Ia uite, da. Ce frumos! De această persoană deosebită, față de care aveți multe emoții, dar și multe conflicte interioare, știți că trebuie să luptați pentru ea sau pentru el, da? Dar ca să ajungeți la această împărăteasă, la această nouă dragoste sau vindecare, trebuie, printre altele, am zis că e o persoană spirituală, împărăteasa și ce frumos, împărăteasa, ce frumos și temperanța. Trebuie să aveți răbdare, sper că mă auziți, și trebuie să vindecați această căsnicie sau aceste conflicte într-un contract. Nu este obligatoriu, musai, să fiți într-o căsnicie, dar poate sunteți într-o relație de lungă durată care vă ține, să zic, separați de persoana la care vă gândiți voi. Ia uite. 6. Deci vorbim despre primul număr, da? Inima de piatră a apărut semnul taurului, semn de pământ. Albastru este un simbol spiritual, a apărut Marele Preot. Albastru ține de anticipare, de chakra 6 a viziunii. Vă doriți să aveți, probabil, să aveți ceva special cu acea împărăteasă, cu acel personaj care lucrează spiritualitatea dintr-o altă perspectivă, nu ca a voastră, și eventual vă completează din punct de vedere spiritual.
În continuare, ceva a apărut. Șase de băte. Că o fi persoană în semnul, într-un semn de foc, berbec, leu sau săgetător, a apărut săgetătorul, da? A apărut și alte băte. Că pentru unii s-ar putea să fie o persoană care are marcaj pe zodii de foc și atunci atrage atenția. Posibil că tema era la ce se gândesc ei acum în această perioadă. Posibil, dacă sunt persoane care atrag atenția, care au un job public, să se gândească la job, la, eu știu, la ce, la ce, la ce. La felul în care își continuă victoriile pentru care sunt dispuși să lupte, evident, profesional. Posibil pentru unii vom vedea la clarificări, posibil pentru unii să-și dorească victorie în relația cu voi. La ce se gândesc? Posibil unii dintre ei se gândesc cum să vă atragă vouă atenția după această separare, după această tăcere. Posibil își doresc să atragă atenția prin reușitele pe care le au, prin viața publică sau prin eu știu ce fac ei într-un mod public. Ceva grandios, ceva interesant, ceva care atrage atenția. În capătul setului de cărți, iau uite, 10 de monede și 10 de cupe. Cineva își dorește, bănuiesc această persoană de care sunteți voi separați, vă doriți și unul și celălalt să o luați de la zero, vă doriți un început, dar vă stresați foarte mult pentru că, am spus, unul dintre voi este căsătorit. Pe de altă parte, simțiți că dacă v-ați căsătorit cu această persoană cu care nu comunicați, ați avea o relație, 10 de monede, 10 de cupe, super excelentă, da? Fabuloasă și abundentă și emoțională și satisfăcătoare, sexuală, emoțional, financiar, profesional, pe toate planurile. Nu ca cealaltă relație de lungă durată sau căsnicie în care unul, cel puțin unul dintre voi, este. Deci, am zis 6 de bâte. Încă o carte și apoi venim cu alte mesaje. Wow! Interesant! A apărut a doua oară 5 de spade. O victorie într-un conflict verbal. Ați avut niște certuri, niște discuții care v-au separat. Cineva a spus un cuvânt care nu trebuia spus și ia ca cei trei s-au despărțit, cei trei s-au despărțit, cei doi au plecat și unul a rămas singur. Acum, posibil că cei doi sunt cei doi căsătoriți. Da? Cine a spus acel cuvânt neplăcut care a creat discuția, posibil că a fost un pic cam egoist. A fost un pic cam egoist. Am văzut Regina de Cupe. Vă doriți dragoste, vă doriți satisfacții emoționale. Își doresc și ei cu voi. Poate unii aveți un semn de apă implicat în viața voastră, în relația voastră. Ia uite. Interesant, da? Mesagerul pasional a venit invers. Valetul de băte, cel care aduce mesaje pasionale despre atracție, despre aventură, despre tot ce e mai interesant, a venit invers. Este clar că nu comunicați. Posibil și dintr-un ego al unuia dintre voi, iar semn de pământ implicat, care își dorește totuși să participe. Wow! Obsedant își dorește să participe la renașterea zero și lumea. Și 8 de bâte la renașterea acestei comunicări sau legături, cum să spun. Da, refacerea comunicării, renașterea legăturii care a fost între voi. Deci valetul a venit invers. Wow, ce au sărit cărțile.
Cam multe, cam multe, cam multe. Cineva își dorește foarte mult să vorbească, dar evident că se abține. Repet, este un ego, 6 de bâte și 5 de spade. Un mare ego care nu vă lasă, iau de 3 de spade, nu vă lasă să comunicați. Adevărul, eventual. Oh, ce frumos, ce frumos și totuși. Și totuși se va face dreptate într-un fel sau altul. Asul e mult mai puternic. Asul de spade, sub 5 de spade. Ei, 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 ei. Cine a rămas singur? Eu așa simt. Vedem cum se clarifică. Cine a rămas singur va primi totuși adevărul de care, pe care îl așteaptă în acest context. Îl va primi pentru că îl merită. Pentru că s-a spus un cuvânt neplăcut și s-a creat această separare. Așa simt. Poate că și discuția a venit datorită tensiunii pe care cel puțin unul o are în căsnicia, relația pe care am spus că o ține undeva. Că e în planul 1, că e în planul 2, variază de la situație la situație. Lupte? Unul dintre voi își dorește să lupte și să vină, să lase în urmă discuțiile, să lase în urmă poate chiar și nu neapărat persoana, cel puțin o perioadă, din relația în care sunt ei. Să lase în urmă apele tulburi și să vină cu un gest de împăcare, da? Valetul de cupe, un gest emoțional. Am văzut și cavalerul de monede, poate și un dar. Pentru, ia uite ce frumos, unul dintre voi consideră că sunteți, voi ăștia separați, vai, dar ce frumoase cărți. Sper că m-au auzit că eu cu căștile nu-mi dau seama cum se aude. Cel puțin unul dintre voi considerați că sunteți flăcări gemene. Aveți 1-1, da, 11, îndrăgostiții, soarele și spânzuratul. Spânzuratul înseamnă sacrificii și voi știți că flăcările gemene sau sufletele gemene se cam sacrifică la un moment dat sau trec prin foc și ploaie și furtuni și încercări mari până să intre în uniune, da? Iar valetul de monede, vă doriți un dar, o comunicare, iar semn de aer, semn de pământ. Posibil din acest motiv nu se materializează anumite lucruri, pentru că este acest semn de aer. Pentru unii, pentru alții, nu se materializa comunicarea pentru că există acest ego imens, teama că relația de lungă durată va fi afectată și dacă va fi afectată, deși voi sunteți suflete perechi, voi sunteți flăcări gemene, ce-ți fi? Totuși știți cum? Cât ați fi de frumoși, unii oameni n-au curajul să manifeste această minunăție. Haideți să vedem ce mesaje primim de la, primiți de la ei. Numărul 1. Da, deci asta vreau să se arate încă o dată. Persoana la care vă gândiți își dorește o colaborare cu voi. Își dorește să lucreze comunicarea, relația cu voi. Haideți să lucrăm împreună. La asta se gândește. Hai să creăm un pod între mine și tine. Pentru că în acest moment, între mine și tine, este o râpă. O râpă adâncă datorată discuțiilor, datorată eventual și relațiilor în care persoana aceasta sau voi sau amândoi este. Da? Îmi iau timp pentru mine. Pentru că avem tot timpul din lume. Așa gândește persoana aceasta. Acum, din punctul meu de vedere, nu e chiar așa. Dar posibil să va mai dura un pic, vom vedea. La ce se mai gândește persoana aceasta pe care ați ales-o? Pe numărul 1, deci ia uite ce de chestii. Nu înțeles. La ce se mai gândește numărul 1? Ok. Ia să vedem. Oh, ce frumos, ce romantic. Se gândește că
vă iubește foarte mult, vă adoră ochii, formatul ochilor, felul în care îi priviți, ceva în privirea voastră, îți iubesc ochii. Un mesaj. Posibil că nu are nicio legătură cu comunicarea, dar în această perioadă de singurătate, de izolare, de ce mai fi fost separare între voi doi, se gândesc foarte mult la ochii voștri. Ce frumos, ce frumos. Unii dintre ei poate că sunt un pic mai timizi, dar cel puțin unul dintre voi este rușine de comportamentul pe care l-a avut, probabil discuțiile acelea. Deci unul e mai timid, dar celălalt se rușinează, nu neapărat că este timid, se rușinează de comportamentul pe care l-a avut la un moment dat, posibil în acea discuție, în acel conflict verbal. Și totuși se gândesc la ochii voștri. Ceva în privirea voastră îi atrage și îi țin așa într-o... într-o legătură. Posibil că această legătură care se menține între voi doi este foarte mult datorată privirii voastre. Ceva în ochii voștri, o sclipire specială o găsesc și nu o regăsesc în alte persoane. Sau în alți... Oh, ce asta? Mesaj? Am atâta pasiune pentru tine, dar posibil nici nu știi în această perioadă. Simt atâta pasiune și totuși am nevoie de control, am nevoie de putere, am nevoie să conduc. A apărut la un dat regina de cupe, am spus, nevoia de emoții, dar... Mai presus de emoții este nevoia de pasiune, 6 de bâte, da? Care nu se poate manifesta până nu se exprimă adevărul. Că este mesaj, că este o aventură, orice nu se poate manifesta până nu se exprimă adevărul. Cuvintele tale continuă să-mi sune în minte. Ceva s-a spus, nu degeaba a apărut, da? Cuvintele. Ce o-ți fi spus voi? Haideți, încă un mesaj. Și totuși, persoana își ia timp. Vom vedea când veți mai comunica și ce se va mai întâmpla. Dar să nu uitați că această persoană sau voi sau ei, unul dintre voi cel puțin, unul dintre voi are nevoie de control, are nevoie să se știe în putere, posibil îi place controlul, îi place puterea, că nu degeaba a apărut semn de pământ la un moment dat și semn de foc, îi place să conducă, am zis că iese în evidență într-un fel sau altul. Și aici este o luptă a egourilor. Încă un mesaj. Numărul 1. A ieșit una? Ia să vedem. Și totuși unul regretă foarte mult. Simt durere, sufăr, chiar plânge în anumite momente. Probabil persoana care a spus acel cuvânt nepotrivit. Încerc să te iert, am nevoie de spațiu. Încă îmi vindec rănile din relațiile anterioare. C-o fi acea căsnicie, c-o fi acea legătură de lungă durată care i-o fi provocat să se exprime într-un anume fel. Unul e clar că a rănit și celălalt suferă și încă îi este greu să ierte. Fiți atenți că mesajele la un moment dat vin și din partea voastră, nu doar din partea lor, încercați să le selectați, pentru că este clar că unul trebuie să-și ceară iertare și celălalt trebuie să primească sau să ofere iertarea. Da? Și totuși, pasiunea există pentru voi. Și acea atracție specială care vine probabil din priviri sau se citește în priviri.
Dați în urmă și reascultați mesajele. Eu o să iau un sfat de la îngeri. Ia uite, ce frumos. Îmbrățișați-vă emoțiile. Dați voie sentimentelor și emoțiilor să iasă la suprafață și să fie acceptate. Bănuiesc că persoana aceasta care are nevoie să fie în control, să conducă și posibil a spus un cuvânt nepotrivit. Trebuie să spună adevărul, eventual relația în care este, să o exprime, să povestească despre relația în care este, căsnicie ce ar putea să fie pentru unii, și să își ceară scuze. Acționați de ca și când partenerul este aici. Dacă vreți să-i manifestați, în primul rând trebuie să iertați, să vă vindecați și voi rănile din relațiile anterioare, că poate ei atacă dintr-un stil de viață. Iar voi primiți aceste atacuri verbale tocmai pentru că ați experimentat un anumit tip de relații peste care trebuie să treceți și să nu mai întâlniți aceste experiențe, pardon. Ah, ce frumos! Acționați de ca și când partenerul este aici și o nouă dragoste, posibil, a trebuit să clarificăm într-o altă etalare, să vină altcineva în preajma voastră să vă vindece în cazul în care persoana aceasta nu-și cere scuze și nu încearcă să refacă. Dar, repet, își dorește, dați în urmă, își dorește refacerea situației pentru că spune, haide să lucrăm împreună, hai să construim, să colaborăm, să refacem podul care există sau care ar putea exista între lumile noastre. Sunteți probabil foarte diferiți, este o prăpastie acum datorată conflictelor verbale și își dorește refacerea situației. Cam acesta este mesajul pentru numărul 1. Și uite așa, am apăsat din greșeală, am întrerupt legătura, am întrerupt, probabil că și voi ați întrerupt legătura. Va trebui să lipesc videoclipurile și va apărea iar filmora. Nu vă impacientați. Ascultați. Pentru cei care ați ales numărul 2, medalionul din argint în formă de lacrimă, probabil că sunt lacrimi în acest moment. Unul din voi plânge mai mult decât celălalt, regretă. Și vom vedea ce mai apare. Cărțile s-au oprit la 4 de monede și la 4 de cupe. Cu fi semn de pământ, mai mult sau mai puțin contează și sau semn de apă, totuși sunt cărți minore. Unul dintre voi așteaptă eventual niște scuze din cauza unui trio sau și celălalt nu le oferă pentru că este foarte tradițional, foarte mândru, foarte fixist în niște șabloane. Pe de altă parte, unul dintre voi nu vrea să-și deschidă sufletul. Vede lucrurile prea pragmatic, prea rigid, prea pământean și exclud foarte multe emoțiile și creează multă suferință în acest context. Și celălalt nu poate să facă nicio ofertă pentru că degeaba o face că nu-i primită, da? Patru de cupe poate să reprezinte exact persoana care are patru de monede, da? O persoană care își pune monedele pe suflet, da? Care se gândește la chestii materiale, nu neapărat bani, la lucruri lumești, ci mai puțin la lucruri emoționale, spirituale. În momentul în care își deschide sufletul, de-abia atunci se poate mobiliza, de-abia atunci se poate echilibra și de-abia atunci există, wow, ce frumos, creștere spirituală, pentru că este un 8, da? 8 înseamnă transformare. De-abia atunci puteți să manifestați, ce frumos, un cuplu de forță, da? De-abia atunci persoana respectivă poate să crească spiritual, ia uite, marele preoții, temperanța și schimbarea și roata norocului. Ce frumos, ce frumos!
Regina de monede. Posibil o persoană este mai matură decât cealaltă, este mai asumată, înțelege, are un sistem al valorilor, să zic, mai lucrat, mai rafinat. Haideți să vedem ce se gândește această persoană. Mi-mi plac cărțile astea pentru că sunt foarte... Asta a vrut să sară. Moartea, moartea, transformarea, am vorbit de transformare mai devreme, da? La 8, la putere. Persoana respectivă trebuie să se transforme. Este o transformare profundă. Profundă. Ia uite și ce urlă lupul meu, nu știu dacă auziți. Dureroasă. Și urgentă, pentru că a trecut o salvare, este urgentă transformarea. În general, în viața persoanei acesteia și eventual și în viața voastră, ca să transformați, evident, relația, comunicarea. Nu se comunică. Regele de spade este o persoană destul de rece, destul de egoistă, da? Wow! Nu se comunică. Posibil persoana așa a fost învățată, că am zis că există niște tradiții, așa a fost învățată în familie. Așa a văzut că oamenii din familia respectivă ori nu-și exprimă emoțiile, ori se exprimă foarte dur și trebuie să învețe să comunice altfel. Wow. Încă un mesaj. Ia uite, 4 de cupe. Există pentru unii acest trio, dar trio, repet, poate să fie și prietenii, poate să fie și hobby-uri, poate să fie orice care distrage atenția unuia de la relație. Dar pentru mine, acest 4 de cupe înseamnă și o capacitate specială a unora dintre noi de a selecta. Ce frumos, Marea Preoteasă! Marea Preoteasă! Posibil această relație a fost în secret la locul de muncă și această lipsă a comunicării emoționale, spirituale, profunde, profunde cum e și moartea, da? A adus lacrimi. În cel puțin, da? 5 de cupe, ați ales și lacrima, 5 de cupe au fost lacrimi. Poate că unul a plâns mai mult, altul mai puțin, dar într-un fel sau altul nici nu trebuie să plângi cu lacrimi. Îți poate plânge sufletul. Într-un mod invizibil, dar la fel de dureros, da? Da, la fel de dureros. Posibil considerați că această legătură a murit și, eventual, trebuie transformat totul, 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 într-un mod radical, ca să poată fi oferită o nouă șansă. Am văzut și roata norocului, o nouă cupă. Eventual, trecând peste faptul că la locul de muncă, într-un mod secret, la ce fi zis mai devreme, eventual trebuie lucrată și intuiția. Cunoașterea sinelui personal, conectarea la îngeri, la legi, la lucruri profunde, la astre, la lună, pentru că e argint, da? Lucrați cu ciclurile lunare. Voi sau ei, dar dacă nu comunicați, cum să răspundeți? Încă un mesaj. Asta vreau să se arate. O, Regina de Cupe, ce frumos! Păi da, ia uite, Regina de Cupe, 4 de cupe și moartea. Clar că cel puțin unul dintre voi aveți marcaj pe semne de apă. Regina de Cupe e o persoană foarte darnică și totuși unul a mințit, s-a ascuns în spatele unor măști, nu a vrut să exprime. Vai, ce interesant, n-a vrut să exprime dragostea. A simțit-o, fantastic, da? Regele de cupe. A simțit o dragoste profundă pentru voi, dar nu a vrut să exprime. Probabil, repet, așa a fost învățat, așa a văzut și trebuie să se transforme, să învețe să ofere.
Da? Și asta înseamnă 7 de monede așteptare să învețe să investească în creșterea sa spirituală, în vindecare. Vai. Și apoi, probabil, va veni ca un trăsnet și oferta și comunicarea și planurile de viitor. Dar, Regina de Cupe, multă dragoste. Unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, nu pot să spun acum exact cine, a fost foarte emoțional, foarte sensibil, de aia și probabil că a plâns, poate mai mult, sau nu neapărat mai mult, dar aici este lecția voastră sau a lor. Unul dintre voi trebuie să învețe să ofere emoții, să exprime. Să ofere, da? Cum face această mână, oferă și să exprime. Și mâna aceasta e aceeași ofertă, da? O altă mână care are mână ocupă. Posibil tot aștepta să primească. Ei, transformarea este să ofere înainte să primească, da? Pentru că știm că regele de cupe nu arată, dar nu doar că nu arată, dar a apărut și 7 de spade. Eventual, s-a ascuns în spatele, poate chiar a spus niște minciunele la un moment dat, ca să nu arate tot ce simte. Numărul 2. La ce se gândește? Înseamnă că este conștient, conștientă de această transformare pe care trebuie să renască din morți. Persoana aceasta trebuie să renască din morți. Wow, justiție, am văzut mai devreme, ca să echilibreze. Ia uite un conflict verbal și să ofere ceva practic, un dar, o scuză, o renaștere, iar, vai, ce cărți. Încă o carte. Numărul 2. La ce se gândește numărul 2? Sper să nu fiu întreruptă până la sfârșitul. Șase de spade. Detașare mentală. Eventual, cel care a suferit mai mult, cel care s-a simțit rănit în acest context, în primul rând, ia uite, e clar că s-a simțit rănit, s-a simțit trădat, da? Din cauza unui stil verbal, să zicem, dar trecând peste asta, cel care s-a simțit rănit trebuie un pic să se detașeze mental ca să lase pe celelalte să se transforme, da? Să-și lase partenerul să se transforme, să devină ofertant, să devină generos, nu doar să dăruiți voi, 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 voi. Nu se poate. E dezechilibru. Din acest motiv a apărut justiția. Trebuie echilibrată situația. Pe de altă parte, ei, după ce se vor transforma, trebuie să vină 6 de spade. Să lase în urmă acele apel tulburi, acel stil de viață vechi, da? Și să vină cu încredere, cu această ofertă, eventual scuze. Și să renască. Dar relația dintre voi depinde de această transformare radicală. Radicală. Haideți să vedem ce alte mesaje apar. Îmi iau timp să mă concentrez pe refacerea vieții mele. Refacere, rebuilding și moartea. Interesant. Mesaje de la numărul 2. Wow, sunt prea multe. Probabil că ar, da, simte durere pentru această situație. Faptul că nu comunicați le provoacă multă durere. Însă, și transformarea în sine. Și transformarea în sine este dureroasă. Pentru că este greu să ne comportăm într-un fel în care nu suntem obișnuiți, chiar dacă suntem conștienți că acel fel nu este sănătos, nu este normal. Probabil că ar comunica foarte mult. Și totuși, transformarea se face în liniște, în tăcere, renașterea, moartea și renașterea. O nouă viață.
ce frumos. Aș vrea să fiu mai, să locuiesc mai aproape de tine sau să locuiești tu mai aproape de mine. Probabil o relație și la distanță. Vreau adevărul acum. Unul, altul zice vreau adevărul mai devreme sau mai târziu. Ce? Cuiva îi pare foarte rău, e clar că îi pare foarte rău. I'm sorry. I'm sorry. Aș vrea să, probabil că nu sunteți unul lângă celălalt, și vrea să locuiesc mai aproape de tine. Sau să locuiești tu mai aproape de mine. Mesaje de la numărul 2. Asta? A mai apărut, cred că, și în altă, în cealaltă etalare. Îmi iau timp. Avem tot timpul din lume. Părerea respectivei persoane. Wow, ce au sărit cărțile astea. Ah, mă văd în tine și în calitățile tale și în defectele tale. Ce frumos, ce interesant. Probabil că meditează, se gândește la tine. A, e clar, I dream about, visez la tine. În această perioadă fiți convinși, chiar dacă nu primiți niciun mesaj, că persoana respectivă visează, I dream, visează. Poate că are și vise cu atâtea cupe, posibil. Poate are și vise, nu neapărat stare de reverie, da? Dar în momentele în care se gândește la voi, vă analizează destul de profund și calitățile și defectele și se reflectă în voi, interesant. Mesaj de la numărul 2. Nu e foarte vorbăreță, vorbăreață, vorbăreț. Cel sau cea de la numărul 2. Posibil că intre în această perioadă de transformare, de uf, ce sunt astea? Transformarea asta este foarte dureroasă. I can't do this anymore. Probabil că nici nu puteți să vă gândiți prin ce suferințe trece această persoană ca să se transforme în acest moment. Este un moment în care, sau o perioadă în care simte că nu mai poate și totuși trebuie să poată. Dacă e conștient, conștientă de transformare, trebuie să poată. Spune așa, uneori aș fi vrut să nu te cunosc niciodată, să nu te întâlnesc niciodată. Eram bine înainte să intri în viața mea. Dar știți cum e acest bine? E o stare de confort care nu provoacă la transformare. Ei, faptul că s-a întâlnit cu voi a provocat această transformare. E dureroasă, într-adevăr. O, vai, mi s-a făcut pielea, mi-ai schimbat viața. Mi-ai schimbat și mă simt vinovat, vinovată de, eu știu, acele minciunele. Mă simt singur, I feel, sau singură, I feel lonely, I feel guilty. Voi cu care această persoană a fost în legătură o perioadă, voi ați declanșat schimbarea în viața lor. Când veți vedea rezultatele acestei, acestei transformări, rămâne de văzut, dar la un moment dat va trebui să vină cândva, într-o zi frumoasă, cu soare, cu o ofertă în care el sau ea. Oricum, persoana care nu a oferit până acum trebuie să se transforme, asta e clar. Iertarea este necesară. Și iar apare, îmi iau timp ca să mă concentrez pe reconstruirea vieții mele.
Dar, intens. Să nu uitați că voi, într-un fel sau altul, le-a schimbat viața. Cam aceasta este etalarea deocamdată, o să mai facem din când în când. Vă pup, vă doresc dragoste, pace. Trec la următorul. Au, nu mai trec la următorul, iar uit să dau mesajele de la îngeri. Haideți să vedem un mesaj de la îngeri. Pentru numărul 2. Ce frumos, miracole și binecuvântări. Și ce poate fi mai miraculos decât această transformare radicală prin care această persoană trece și relația voastră trece? Căi prietenie, căi colaborare, aceasta este, da? Transformarea. Pentru că regina de cupe poate să însemne și un nou fel de a se iubi. Persoana trebuie să învețe să se iubească, să învețe să ofere, pentru că dacă nu știe să se iubească, nu știe nici să ofere dragostea, da? Ei, și aici este miracolul și binecuvântarea. Probabil că de la voi a învățat ceva, într-un fel sau altul, să ofere necondiționat sau binecondiționat, totuși. A fost o ofertă. Și până la urmă, ce înseamnă dragoste necondiționată? Să nu mai discutăm acum, pentru că uneori trebuie apreciat tot ceea ce primim. Și dacă cealaltă persoană nu vrea să aprecieze, este destul de trist și se intră în dezechilibru. Și trebuie refăcute lucrurile. Că nu putem oferi la infinit fără să primim nimic în schimb. Nu că n-ar fi dragoste, dar creăm dezechilibre. Da. Deci trebuie refăcut. Și miracolul și binecuvântarea vine în momentul în care această persoană se transformă radical, transformă și relația cu voi. Gata, trec la următorul număr. Cei care ați ales numărul 3, cel cu 13 zodii și cu piatra verde în mijloc, verde ține de inimă, de chakra inimii, posibil că trebuie să comunicați, că vorbim aici de comunicare cu sufletul, din suflet, posibil că comunicați și la distanță, telepatic, dar când vă veți întâlni, va trebui să exprimați din suflet. Să vă deschideți inima unul în fața celuilalt. Interesant. Uai, ai, ai. Ha. Wow. Diavolul, 8 de cupe, 5 de spade. Wow. Regina de monede a fost lăsată. Ah. O persoană foarte, unul dintre voi, o persoană foarte specială, foarte. Creativă, foarte fertilă, foarte echilibrată, unul dintre voi a fost lăsată să aștepte, a fost lăsată în frig, în ceață, din cauza unui ego imens. Ego imens, 5 de spade și diavolul. 5 de spade și diavolul. Ei, voi ați simțit că acest ego, ați încercat să comunicați, posibil ați simțit că acest ego nu poate fi tratat decât cu indiferență. V-ați detașat cel puțin emoțional, încercați. Posibil și acum, pentru că e un 8, o transformare, și acum sunteți afectați într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, dar să zicem un pic mai bine sunteți, dar ați fost foarte afectați de această separare, foarte afectați și unul și celălalt. Dar, repet, singura soluție a fost această separare, din cauza că unul dintre voi a fost ori într-o relație karmică, toxică, ori are un stil foarte toxic de a relaționa cu persoanele de sex opus. Posibil a avut persoana și niște adicții, nu obligatoriu, posibil să fie și adicții sexuale, poate să fie și pentru jocuri, poate să fie și pentru, eu știu ce, bani, pentru muncă, pentru ce vreți voi. Deci persoana oricum a fost extrem de toxică și ați simțit lucrul ăsta, ați încercat să vă detașați de această toxicitate, da. Și ați lăsat să-și rezolve această relație karmică sau acest stil de viață. I-ați lăsat pentru că și ei v-au lăsat. N-ați mai insistat. Am văzut mai devreme, ce am văzut în timp ce am amestecat? Am văzut 4 de cupe, da, posibil pentru unii un trio și repede nu e obligatoriu să fie o a treia persoană, deși eu cred că în acest context a fost sigur o a treia persoană, sigur a fost o aventură, așa.
Trebuie să învățați să fiți selectivi, dragii mei. Și posibil că știți asta cu Regina de Monede. Regina de Monede e foarte selectivă. Nu ați vrut să primiți oferta lor pentru că știați că este toxică. Ia uite. Iar 5 de spade. Da, pentru că vorbim despre suflete în separare și posibil că și voi, ca și celelalte numere, ați avut niște. Niște conflicte. Da, ia uite. Acest diavol înseamnă ego-ul imens al uneia dintre voi, da, nevoia de control, care a creat dureri de cap, pe care, deci celălalt care a fost, să zic, lăsat singur, a suferit foarte mult. Poate chiar a fost și o perioadă bolnavă la pat din cauza acestei tăceri, din cauza acestei relații toxice în care unul cel puțin a vrut să controleze la maximum. Și totuși este necesară vindecarea. Vindecarea pentru o nouă dragoste. Voi puteți acum să manifestați acum. Voi puteți manifesta împreună. Steaua și mare și împăratul, adică o persoană strălucitoare, spirituală și o persoană foarte autoritară. Puteți să fiți o pereche foarte puternică împreună, da? Semn de foc, semn de aer, mai mult sau mai puțin, și semn de apă. Puteți manifesta această nouă dragoste, această vindecare. Dar unul dintre voi trebuie să iasă din aceste rigidități mentale și stilul acesta autoritar. Nu-mi place. Nu-mi place când apare împăratul în contextul ăsta. Turnul. La voi a fost un trăsnet, dragoste la prima vedere, probabil. Eu uite, și am zis dragoste, pasiune nebună la prima vedere. Obsedantă. Unul a vrut să ofere această întâlnire, dar voi știați că această întâlnire, aceste fantezii, vă duc către triouri, trei de cupe. Vă pun într-un triou pe care nu ați vrut să-l manifestați pentru că nu vă onora. Și atunci ați ales vindecarea, ați ales munca, ați ales stabilitatea unii dintre voi, dar a fost dragoste la prima vedere. Ca un trăsnet a venit întâlnirea dintre voi doi și ca un trăsnet probabil că a venit și separarea. Posibil persoana aceasta, ce a simțit pentru voi, n-a mai simțit niciodată. Și din acest motiv a apărut și separarea, pentru că turnul înseamnă și separare, ca să se restructureze, ca să învețe să comunice și cu altfel de persoane, persoane care, cum arată Regina de Monede, care se respectă. O, eremitul l-am mai văzut în timp ce am amestecat. Da, e a doua oară, se confirmă. A intrat această întâlnire cu voi și nu doar întâlnirea, separarea dintre voi vă provoacă pe amândoi, posibil mai mult pe ei, dar bănuiesc că și pe voi, la o transformare spirituală. Este eremitul, este călătoria spirituală. Trebuie să învețe să caute lumina în întuneric, să găsească lumina înăuntru. Posibil, persoana respectivă are planete în semnul balanței sau al taurului și ei caută de obicei în afară, da? În plăcerile lumești, în relațiile sociale, în alte lucruri, în afară caută lumina și nu o caută în sine. Eremitul transmite sau sugerează și faptul că nu comunicați. A venit această separare ca un trăsnet, dar am spus necesar, necesar pentru transformarea voastră spirituală. Ia uite, am zis de balanță pentru unii, rac, să zicem, pentru alții. În momentul în care se găsește lumina, se înțelege de ce v-ați întâlnit, de ce trebuie să se poarte într-un anume fel. Se poate echilibra ce a fost dezechilibrat, da? Pentru că am spus, pentru unii a fost un trio și, repet, când e vorba de trio, nu e musai să fie a treia persoană, deși e clar că a fost mai devreme pentru. Poate să fie și un copil, poate să fie și munca. Dar eu zic că ieșirea din tăcere probabil că va veni și aceasta tot ca un trăsnet. Și va veni cu o ofertă practică, o ofertă frumoasă, de lungă durată. Sper să nu se termine bateria. Persoana, în momentul în care se va decide, va fi foarte determinată. Să mă țină bateria, te rog frumos. Se consumă și de la Blitz. Haide.
Ia uite, justiția, măi, ce chestie, am zis de justiție, da? Pentru unii semnul balanței, dar trebuie să se facă justiție divină într-o situație care a fost clar dezechilibrată, v-am arătat mai devreme, mă bucur când se confirmă. În momentul în care persoana respectivă găsește lumină, își dă seama cât de injustă a fost în relația cu voi, în comunicarea cu voi și va dori să facă dreptate cu orice chip. Eventual va dori să vină cu un cadou, cu Cred că în această perioadă vă și studiază, că asta face valetul de monede, studiază, vă studiază și încearcă să vadă cum să colaboreze cu voi, să ofere, să se implice, practic, da o cărămiduță la această construcție, reconstrucție, da? Dintre voi apare și regele de cupe. Este o dragoste, wow, obsedantă. Între timp, persoana respectivă a căpătat o obsesie. Nu doar obsesie sexuală, da? Că e clar, diavolul între cavalerul de bâte și regele de cupe. Aveți și planete semne de foc, aveți și planete semne de apă. În această tăcere, fantastic, și-a dat seama cât de mult vă iubește și că trebuie să învețe să arate. Vedem și ce alte cărți apare. Dragoste obsedantă, pasiune obsedantă. Posibil la această persoană toate lucrurile sunt obsedante, cel puțin în relație cu voi, dar cred că și în stilul lor, că de-aia a apărut diavolul și mai devreme. Este necesară această călătorie spirituală. Ia uite, ia uite, ia uite. O, împăratul. Fai, da. Împăratul și apare sub eremit. Trebuie să crească spiritual împăratul. Da? Nu degeaba împăratul e la numărul 4 și călugărul este tocmai la septembrie, numărul 9. Da? Mai are mult de crescut împăratul din punct de vedere spiritual. Pentru că ce înseamnă din punct de vedere spiritual să renunți la cele lumești pentru lumină, să renunți la control. Ia, înseamnă că persoana respectivă, deci ați avut niște aspecte Uranus, e clar, în sinastria voastră, aveți aspecte pe balanță berbec, nu neapărat că sunteți voi balanță berbec, poate unii dintre voi sunteți, dar aveți acolo ceva, marcaj, nevoia aceasta de control. Nevoia de control trebuie reanalizată dintr-o altă perspectivă. Pentru că, de fapt, este doar o impresie, nevoia de control, dorința de control. Controlul are doar lumina, doar divinitatea. Ei, și doar prin acest eremit înțelegi că tu n-ai niciun control. Trăsnetul este tot așa, lumina divină care te inspiră. Că trebuie să faci dreptate într-o situație în care, sau trebuie să facă dreptate într-o situație în care a adus nedreptate. Iată, regina de monede a apărut iară. Trebuie să manifeste. Această pasiune ține foarte mult la voi, persoana respectivă, 4 de monede, ține foarte mult la voi, dar încă trebuie să lucreze, că e împărățelul, încă trebuie să lucreze, da? Să înțeleagă această nevoie de control dintr-o altă perspectivă și eventual să controleze just echilibrul, justiția în relațiile pe care le manifestă, sper că mă înțelegeți, da? Își dorește să manifeste întâlnirea cu voi, ia uite, regele de bâte, întâlnirea cu voi, sunteți sufletelor perechi, vă simt foarte multă pasiune pentru voi, foarte multă atracție și vor într-adevăr să manifeste ceva valoros, da? Regele de, împăratul lângă regina de monede, vor să manifeste ceva special. Haideți să vedem ce alte mesaje mai primiți. Oh, ce frumos! Ești un vis adevărat. Sunt șocat sau șocată, uimită de existența ta în viața mea. Oh, ce frumos! Ești un vis adevărat. Te simt atât de puternic încât îți pot
gusta aroma încât îți pot simți mirosul. Ha, ce frumos! Vai! Nu pot să respir nici cu tine, nici fără tine. Nu pot să, nici eu nu pot să renunț la aceste mesaje. Ok, alte mesaje. Am nevoie de timp să-mi refac viața, inima și sinele. Interesant, interesant. Posibil că veți mai aștepta un pic. Oh, you are so beautiful. Vă văd atât de frumoși cum voi nici nu puteți să vă închipuiți. Nu știu cum vă vedeți voi cei care ascultați, dar ei vă văd foarte frumoși. La fel cum a primit și numărul anterior. Uneori îmi doresc să nu te fi întâlnit niciodată. Eram bine până să te cunosc, până să intri în viața mea. Adică, era totul toxic, karmic, se obișnuiseră cu acest control, autocontrol, acest stil nedrept, injust, dezechilibrat de a relaționa cu unii și cu alții. Și probabil că ia, și lor le place, le plac ochii voștri, pardon. Le plac ochii voștri foarte mult, cuvintele pe care le-ați spus la un moment dat, încă le răsună în minte. I love your eyes. Ochii tăi sunt foarte speciali. Ceva în ochii tăi, o sclipire pe care nu o găsesc oriunde. Posibil în momentul în care se uită în ochii voștri sau se uitau sau v-au privit în ochi, au înțeles frumusețea voastră adevărată. Vă văd într-un mod absolut special, special, regina de monede. Aveți o valoare specială pentru ei și totuși trebuie să învețe să se comporte. Oh, ce frumos! Vor să vă romanțeze, să vă invite la... Asta își doresc în acest moment, că exprimă că voi nu știți, dar vei aflați, că își doresc să aibă o întâlnire romantică cu voi, să fie romantici, dar împăratul romantic, închipuiți-vă, nici justiția nu e foarte romantică, da? În acest context, ia, nicio carte nu exprimă romantism decât control aici, aici. Transformare spirituală și aici un trăsnet, o restructurare radicală. Nici o carte nu exprimă romantism, dar noi avem aici niște mesaje speciale pentru voi. La ce se gândesc ei? Le este foarte greu să se deschidă. Posibil, din acest motiv, durează așa mult să recomunicați cu ei. Le este foarte greu să se deschidă emoțional. Această întâlnire cu voi îi pune în această postură de călugăr, de căutător al luminii, luminii interioare, repet. Ce vor să vă mai transmită? Afară de faptul că sunteți atât de frumoși, că vor să vă romanțeze, să fie romantici, adică să vă invite într-un loc special și să se poarte într-un mod romantic cu voi. Ce mai vor să exprime? Afară de faptul că vă simt mirosul, că vă simt gustul și că sunteți un vis adevărat. Ce ar mai vrea? Îmi pare rău că am ținut dragostea neexprimată. Deci v-au iubit, v-au simțit, dar nu au exprimat, că asta face împăratul, nu au exprimat. Din acest motiv au produs, da, dezechilibru, din acest motiv apare justiția, trebuie echilibrată. Vai! Le aprindeți toate focurile, da, toată pasiunea, îi puneți pe foc, pe jar. Felul în care ne conectăm este rar. Nu pot să găsesc asta alături de nimeni, cu nimeni. Regret nespus că te-am mințit, adică că nu ți-am arătat emoțiile, sentimentele, da? Am fost speriat. Acum mă simt ca un laș.
încă își vindecă rănile din relațiile anterioare. Ce zice aici? Persoana are nevoie de spațiu, are nevoie de timp ca să se refacă, am zis, dar are nevoie de spațiu ca să... Ei spun aici ca să vă ierte, dar știți cum e? Chiar dacă voi v-ați purtat foarte frumos, chiar dacă voi v-ați purtat perfect, la un moment dat acești narcisiști care nu sunt obișnuiți să-și asume greșeala, o senzație că tot voi sunteți vinovați, că ați avut atâtea așteptări romantice, speciale, emoționale de la ei, condițiile în care ar fi trebuit să primiți oferta așa cum au vrut ei să o lanseze. Vă doresc foarte mult, ai unciu. Vă doresc foarte mult. Au multă, multă pasiune. Vă doresc, posibil, chiar dacă nu exprimă, chiar dacă nu știți, vă doresc alături de ei. Încă un mesaj. Și doresc să colaboreze cu voi, să construiască, să lucreze. Dar nu uitați că în acest moment se luptă, da? Se luptă cu demonii în întuneric. În acest moment cu acel diavol pe care l-am... Regret foarte mult ce am spus sau ce nu am spus. Se luptă cu diavolii, demonii... Ego-ului, evident, ego-ului. Cam acesta este mesajul de la numărul 3. Ah, iară, uit. Haideți să vedem și un mesaj de la înger pentru... Sper să vă fie de ajutor. Sper să vă încurajeze toate aceste mesaje, să nu vă simțiți izolați cum ați fost lăsați. Da, în frig, în ceață, în tăcere. Oh, ce frumos. Fiți în prezent și visați la viitor. Da? Oricum, persoana aceasta încă probabil mai are de lucru, deși are multă pasiune, multă dragoste pentru voi. Și considerați fundația pusă. Într-un fel sau altul, ei lucrează, că își doresc să lucreze, să colaboreze și să transforme lucrurile într-un mod practic. Considerați fundația pusă. Considerați că acest personaj lucrează în a crea o relație stabilă, măcar o prietenie. Vom vedea ce o mai fi, dar fiți sigur că simt multă, multă pasiune. S-a văzut în cărțile care au fost regele de băte, diavolul și totuși vor această pasiune să o transforme în ceva durabil, în ceva de valoare, pentru că vă văd ca pe un vis adevărat, ca pe o persoană specială, valoroasă, pe care o apreciază. Acesta este mesajul de la numărul 3. Vă pup! Am revenit cu numărul 4. Sper că m-au auzit. Sunt foarte curioasă cum o să fie înregistrarea. Haideți să vedem. Vai, ce frumos! 4 de băte și 6 de cupe. Persoana aceasta ține foarte mult la voi. 4 de monede. Ține foarte mult la voi. Vă simte eventual de ca și când v-ați mai întâlnit dintr-o altă viață. Comunicați telepatic. Văd ca pe o flacără geamănă sau un suflet geamănă sau un suflet pereche darmic, da, care vă aduce, le aduce bucurie. Își doresc o relație cu voi, își doresc să se bucure de viață, să se bucure, să celebre, sărbătorească viața alături de voi. Sper să nu mă lase bateria. Și totuși au multă pasiune, obsedantă, obsedantă, obsedantă. Acum... Posibil că au nevoie de comunicare, regina de spade și magicianul. Au nevoie de comunicare foarte mare după această perioadă de tăcere, după această perioadă de carantină, după blocaje, poate unii dintre voi,
V-ați blocat unul pe celălalt. Ia uite, conflicte interioare. Afară de conflicte interioare, sunt conștienți că trebuie să lupte pentru voi, 5 de băte. Trebuie să lupte cu concurența, probabil că există personaje în jurul vostru care ar fi potențiali concurenți. Poate sunt și prietenii lor. Ce vor să vă comunice? În primul rând, au aceste conflicte interioare. Dacă să se lupte, să nu se lupte, ce o să zică lumea, ce o să zică prietenii. Dar, ce mai văd? Ce frumos! Trebuie să lase în urmă aceste conflicte, trebuie să lase în urmă apele tulburi și orice a fost negativ între voi sau în viața lor anterioară, da? Până la voi, ca să meargă către creștere. Ce frumos! Împărăteasa și regina de cupe, către creștere și către un punct zero, da? Dacă până acum a fost tăcere, la un moment dat nu va mai fi tăcere și va fi o ofertă. O ofertă trăsnet. Vor foarte, din tot sufletul vor să, să fie nebun în dragoste și să vă ofere această cupă pe care o meritați, măi, o meritați ca și regină de cupe, ca și împărăteasă. Meritați această cupă. Ia uite și regele. Probabil că și plâng după voi, probabil că n-au arătat. Plâng pentru că n-au arătat. Își doresc împăcarea cu voi, asta e clar. Dau niște conflicte. Din ce motive sunt aceste conflicte? Am spus, nu e obligatoriu să fie prieteni, poate să fie familia, poate să fie societatea. Sunt multe motive. Iar apare, a vrut să se arate, deci e clar că e o confirmare. 6 de spade. Trebuie să lase în urmă. În urmă niște situații neplăcute, eventual aceste conflicte și să vină în pace sau să vă întâlniți voi în pace, să se elibereze mental de aceste conflicte și să închideți un nou să închideți un capitol și să redeschideți un altul în care vă manifestați cu pasiune, în care comunicați, manifestați, a vrut să se arată, da? Manifestați. Lumina pe care ați găsit-o în această perioadă de tăcere, adevărul, da? Adevărul după aceste răni și dureri. Manifestați adevărul și pasiunea. Este o dragoste care a fost trecută prin, ia uite, prin durere. A fost alchimizată ca să vă regăsiți credința, credința în voi, în primul rând, vindecarea, da? Renașterea, să învățați să renaște și să vă echilibrați viața. Și să nu doar să vă echilibrați viața, să vă regăsiți valoarea. În această perioadă voi a trebui să vă înțelegeți valoarea cu sau fără ei. Fiecare are o valoare specială. Și trebuie să o manifestăm în toate relațiile noastre, evident, cât se poate. Asta eu sunt prea multe cărți, a văzut asul de cupe. Este o nevoie de dragoste, de emoții, de tandrețe aproape intoxicantă. Nevoie de tandrețe am văzut, de lacrimi, de îmbrățișări. Ia uite, câte chiar două cărți. Interesant. Roata norocului și 3 de monede. Da? Lăsăm conflictele, lăsați conflictele interioare, lăsați și conflictele mentale și încercați să, cel puțin persoana aceasta își dorește o schimbare de situație, își dorește să vă, sunt conștienți că aceasta este o întâlnire karmică, este clar, dar ce înseamnă karma? Înseamnă să și, dacă până acum am experimentat conflicte și probleme mentale, din cauza karmei pe care am avut-o, ne dorim schimbare, da? Schimbarea karmei, schimbarea energiei, ne dorim construcție, își doresc construcție, își doresc noroc, da? Alături de voi, în relația cu voi, își doresc să experimenteze exact opusul acestor cărți. Să experimenteze soare, nu nori, să experimenteze joc, nu conflict. Creștere, practică, stabilitate.
Ia uite și o nouă pasiune, da? După lacrimi vine și pasiunea. Dacă regele de spade nu a comunicat dintr-un ego destul de mare, totuși, posibil unii dintre voi sunteți între un semn de foc și un semn de aer, da? Semnul de foc posibil că are ori o relație de lungă durată sau o căsnicie, da? O relație de lungă durată și o căsnicie. În care au fost trădați. Da, au fost trădați. Însă. Toate aceste jocuri, evident că au fost dintr-un stil de viață, să zicem, imatur. Egoist. Dar trebuie vindecate aceste lacrimi, aceste tăceri și posibil își doresc o nouă pasiune. Probabil genul acela de împăcare, haide să facem dragoste, să nu facem război, să se împace printr-un moment de pasiune. Să reconstruiască tăcerea. Printr-un moment de pasiune, dar fiți atenți să nu rămâneți în acest trio, pentru că această carte reprezintă și trio, da? Nu neapărat reconstrucție. Oricum, își doresc adevărul în această situație. Vă conectați prin muzică unul la celălalt. Posibil ascultați muzică și vă gândiți la ei sau ei se gândesc la voi. Poate că și compuneți, cine știe. Într-un fel sau altul le-ați schimbat viața. Într-un fel sau altul le-ați schimbat viața. Și ce vor să vă mai transmită? Că niciodată n-au avut șansa să vă spună că vă iubesc sau că vă apreciază sau că vă plac. Posibil au fost prea multe conflicte. Poate au avut și foarte mult de lucru. Poate au experimentat și alte situații în viața lor care nu țin de voi și din acest motiv nu au avut această ocazie. Acum vorbim despre suflete care nu sunt în comunicare, da? Într-un fel sau altul se simt vinovați. De ce s-ar simți vinovați? Că nu v-au spus că vă plac. Poate că s-au exprimat în diferite alte feluri. Poate s-au exprimat și artistic. Și n-au fost înțeleși. Posibil unii dintre ei au avut acest conflict interior, dacă se exprime sau să nu exprime, și totuși n-au exprimat. Dacă am văzut totuși un rege de spade, nu au exprimat. Au încercat să fie mai reci, să se detașeze mental. Dar își doresc să se schimbe, își doresc să comunice, trei, să comunice altfel, mai artistic, da? Poate să facă o formă de artă, să picteze, să sculpteze, să creeze muzică, că doar spune ne conectăm prin muzică, voi sau ei, unul dintre voi, sau poate amândoi separați, vreți să vă exprimați și altfel aceste sentimente. Nu mai rezistă în această perioadă de tăcere, așa o senzație în acest moment, că nu mai rezistă, sunt foarte triști, sunt foarte triști. Dar sunt conștienți că, într-un fel sau altul, negativ sau pozitiv, ar trebui să clarificăm sau să mai vedem de-a lungul timpului, le-ați schimbat viața. Poate că sunt mai precauți, poate că sunt mai, vor fi mai îndrăzneți, da? Vor lua șansele mai des în a-și exprima sentimentele față de persoanele viitoare sau față de voi, rămâne de văzut, dar într-un fel sau altul le-ați schimbat viața. Oricum, își doresc adevărul. Dacă au fost lucruri nespuse, își doresc să le
afle, dacă nu le-a spus anumite lucruri, își doresc să le știe. Nu pot să doarmă noaptea. Ce frumos și ce trist. Dacă această dorință de a crea ceva special, că e muzică, că e sculptură, că e pictură, că e o poezie, că e o formă de artă, probabil că din acest motiv nici nu dorm noaptea. Dar eu sunt convinsă că cel puțin unul dintre voi se manifestă artistic. Wow! Unul dintre voi este foarte mândru. Recunoaște. Sunt foarte mândru sau foarte mândră. Și totuși îmi doresc ceea ce este, sau îți doresc tot ce este mai bine pentru tine. Wow! Într-un fel sau altul, prezența în viața lor, de aia și spun că le-ați schimbat viața, i-ați făcut să crape. Deși ați ales o piatră, deși sunt foarte rezistenți, sunt trecuți prin foarte multe au trecut oamenii ăștia, sunt și foarte mândri, dar într-un fel sau altul, întâlnirea cu voi, ce s-a întâmplat, voi știți mai bine, vai, i-ați făcut să crape, într-un fel sau altul, să fie vulnerabili, să conștientizeze că sunt, deși sunt rezistenți, sunt vulnerabili în continuare, să se simte eventual nebuni în dragoste, șocați de îndrăgostiți, de inspirați, că doar faceți, am zis că unul dintre voi sigur faceți artă, poate chiar amândoi separat. Nu știu de ce, simt nevoia ea să mai fac, mai iau încă o carte, ia, pentru numărul 4, am văzut Cavalerul de Bâte, multă pasiune și e foarte creativ și Cavalerul de Bâte, încă o carte pentru numărul 4. Ia, te-am văzut moartea, transformare radicală, probabil în viețile amândouă. Încă un mesaj. Ce simt nevoia? Am văzut cât o arcană majoră. Aha. Înțeleg că totul este în timp divin. Și în timp divin se vor mișca lucrurile. 6 de spade înseamnă călătorie. Probabil că unii dacă... Ia, da. Asul de spade și cavaler... Oh, sunt 3! Cavalerul de cupe. La un moment dat se va exprima adevărul, da? Am zis mai devreme că vreau adevărul. Va fi exprimat adevărul. Va fi exprimat nu doar adevărul, vor fi exprimate și emoții. Și cât de mult ține, aveți o valoare specială în viața lor. Și da, că au fost, iar s-au oprit la asul de bâte și la 3 de cupe. Vor să se întâlnească cu voi, să se bucure, să bea un suc, poate și o martini sau ce vă place vouă, da? Dar vor să își fac planuri, să înceapă, să ia această bâtă. Bâtă o să fie voi și să comunice. Să comunice și să ofere ceva stabil. Să ofere ceva stabil, ceva de durată. Wow, îmi place. Da, pentru că într-un fel sau altul, deși sunt foarte mândri și își doresc tot ce e mai bine, tot ce e mai bun pentru voi, i-ați schimbat. Și i-ați făcut să fie altfel. Sunteți soarele pentru ei. Sunteți soarele. Vulnerabili și inspirați. Nebuni și plini de lumină. Ce mai spune? Probabil că se simt ca și când ar experimenta o nouă personalitate de când v-au întâlnit cu voi. Interesant. Și văzusem ceva, da? Alte mesaje pentru numărul 4. Ești raza mea de soare, ce frumos! Mai, sunteți o persoană foarte specială în viața lor, dar sunt conștienți că totul este în timp divin. Și colaborarea va veni în timp divin. Până atunci, posibil și unul și celălalt trebuie să lăsați în urmă ce ați experimentat trist. Wow, ce a sărit asta! Da, e o relație la distanță pentru unii dintre voi. Nu sunteți unul lângă celălalt. Hm.
din acest motiv, sunt conștienți că este nevoie de timp divin, da? Este rușine de comportamentul lor. Oh, sper că nu se... Bateria este foarte descărcată. Își iau timp și ei, pentru că consideră că au timp, dar să nu uitați că se pierd în oceanul de emoții care sunteți voi. Le dați multe, multe emoții. Și se gândesc la voi și înainte de culcare și primul gând dimineață este la voi. Sper că nu s-a încheiat. Închei eu cu un la revedere și vă pup la revedere.